Deși suntem în săptămâna mare, ne așteptam ca situația să fie mai liniștită în casa Mireasa zilele acestea. Mai sunt câteva zile până la Paște, iată că totuși tensiunile sunt la ordinea zilei în casa Mireasa, indiferent de moment. Și a fost o emisiune astăzi destul de dificilă pentru unii dintre concurenți. Am văzut Gândurile doamnei Daniela cu privire la Antonia și la Cristian deopotrivă. Am văzut și intervenția telefonică a Antoniei când a văzut că iubitul ei cumva era pe gânduri dacă să o cheme sau nu din nou în casa Mireasa și spunea ea că își dorește foarte mult să revină, să fie alături de el. Dar a mai fost o situație când doi dintre băieți au fost sancționați, Alexandru și Cristian. Alexandru, din păcate pentru el, pentru relația lui de mâine, când va fi gală, va intra automat în cursa de eliminare timp de o săptămână cu unul dintre băieți, probabil, o să vedem mâine, și Cristian, tot mâine, nu va avea imunitate.